Scandal uriaș de corupție în Ucraina după ce s-a descoperit că șeful recrutărilor din Odessa deține proprietăți de milioane de euro în afara țării. Președintele Zelenski însuși a cerut ca acesta să fie destituit. Și mergem acum la Cristi Popovici, corespondent special, care are mai multe informații. Bună seara, Cristi! De unde ar proveni bani? Bună seara! Evgen Borisov, șeful Centrului de Mobilizare al Ministerului Apărării din Odessa, ar fi cumpărat vile și mașini în Spania în valoare de peste 4 milioane de euro. Averea lui ar fi explodat chiar în timpul războiului care se desfășoară în Ucraina, existând suspiciuni că banii ar fi fost obținuți prin fapte de corupție. Deși aceste fapte nu sunt momentan dovedite, jurnaliștii de investigații ucrainieni au descoperit o vilă de peste 4 milioane de euro, cumpărată de mama lui Borisov în Marbella, Spania, dar și o clădire birou care ar valora 2 milioane de euro, achiziționată de soția acestuia tot în celebra stațiune de pe Costa del Sol. Totodată, Borisov a importat o mașină scumpă sub pretextul utilizării ei pentru transport umanitar, însă jurnaliștii de investigație au fotografiat-o pe soția acestuia folosind autoturismul de lux. După ce cazul a explodat în presa din Ucraina, președintele Zelenski a venit cu acest anunț prin care a cerut demiterea comisarului militar. Totodată, șeful statului ucrainean a cerut verificarea celorlalți șefi de comisariate locale într-o încercare de a opri corupția la nivel înalt din această țară. Ucraina este considerată o țară coruptă de Transparency International, ocupă locul 116 din 180 de țări. În același clasament, România stă ceva mai bine, fiind pe locul 63.